Horeca înseamnă, în primul rând, să conștientizezi că acel om care a venit la tine în locație a venit să se simtă bine. Nu să-l scoți din sărite, nu să dispar de la masă și să nu mai vii cu orele, nu să-i spui că jumătate de meniu nu există și dacă cumva se întâmplă, că se mai întâmplă, că mai sunt distribuitori, mai sunt situații, o faci într-un mod elegant, îmi cer scuze, astăzi avem asta, asta și cu asta, din păcate aici mai avem doar asta și asta. E ok atâta timp cât omul este informat. Omul când se duce să recomande, e sincer. Ăla e cel mai bun marketing pe care îl poți face. Să te asiguri că ceea ce se întâmplă în locații și ceea ce îi promiți coincide cu ceea ce ai făcut tu pe social media. Acel echilibru, să te asiguri că se întâmplă, este atât de important cum nu poți să-ți explic. E probabil cel mai important lucru. Horeca este acel gen de domeniu în care nu poți să păcălești clientul. Nu ai cum să păcălești clientul. În momentul în care tu pretinzi că la tine se întâmplă asta sau că e atât de fain și când ajungi acolo, cum ai povestit și tu, nu ți-aduce meniul, aia nu este, observi că este o discrepanță între ceea ce se spune și ceea ce se întâmplă, tu în primul rând ești dezamăgit pentru că eu mă pun întotdeauna în locul omului care intră în locație. Eu ce așteptări am? Eu ce mi-aș dori să văd? Eu ce mi-aș dori să primesc? Și dacă nu primesc ceea ce mi-ai spus că îmi dai, atunci plec. Că nu vreau să mai vin într-un loc în care să nu fiu mulțumită de ceea ce se întâmplă. Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI, sunt Viorela Dimic și astăzi aflăm povestea Paulei Savan, aflăm care a fost parcursul ei și cum a ajuns să aibă aici în Iași să fie co-owner la Dead Soldier și Lazy Cat. Aflăm ce stă în spate. Până atunci vă anunț că partenerul nostru principal este Balcan.ro. Aveți în continuare 10% reducere în momentul în care folosiți codul BZI10 și cumpărați orice produs de pe site, vitamine, minerale, proteine, orice produs pentru un mod de viață activ și sănătos. De aceea profitați din plin și vă urăm succes la cumpărături. Ținuta mea de astăzi este semnată de brandul Concept Antroa. Pe această cale le mulțumim și zic să începem. Paula, bine ai venit în studioul nostru și sper să te simți foarte bine aici. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Hai să povestim mai întâi cine ești tu și ce faci tu, să te autodescrii. Eu am zis câte ceva, dar mai bine ca tine nu o să facă nimeni. Pentru mine e o provocare să mă descriu pentru că știu și sunt conștientă că sunt o persoană destul de complexă. Și mi-e greu să mă descriu în câteva cuvinte, însă am să mă limitez la activitatea pe care o am momentan. Împreună cu soțul meu am deschis un speakeasy bar în Iași care se numește Dead Soldier și asta am făcut-o în 2021, acum 3 ani, când noi ne-am reîntors din Dublin, din Irlanda, unde am locuit eu 5 și el 7 ani. În toată această perioadă în care eu am plecat din țară și până m-am reîntors înapoi în țară, a fost o perioadă de transformare pentru mine, pentru că am învățat enorm de multe lucruri și am descoperit foarte multe lucruri la mine pe care atunci când ești deschis să vrei să afli mai multe despre tine și să crești, cumva se aliniază în jurul tău situații și contexte și oameni care te ajută să faci chestia asta. Și cu toată experiența pe care am avut-o în Irlanda, cu tot ce am învățat, lăsând la o parte domeniul Horeca, am lucrat foarte mult și cu mine și
am înțeles și partea, cum să zic, de psihologie din spate atunci când interacționezi cu oamenii, ce presupune realul interacțiune sănătoasă și așa mai departe. Toate aceste cunoștințe le-am adus acasă împreună cu Daniel, care este unul, și zic eu că nu greșesc, este unul dintre cei mai calificați oameni din Horeca din momentul de față, din România chiar. Pentru că el are experiența barului, experiența managementului, și în Irlanda, cât a lucrat, noi amândoi am lucrat în mediul acesta de management, amândoi ne-am format acolo, și e destul de greu ca un român în străinătate să atingă niște culmi. Și el a câștigat multe concursuri acolo pe partea asta de bartending, mixologie, a învățat foarte multe, și toate aceste cunoștințe le-a adus acasă, el pe ale lui, eu pe ale mele, și s-au completat de minune, zic eu. Hai să vorbim un pic despre acei 5 ani petrecuți în Irlanda, în Dublin. Să povestești cum ai ajuns să lucrezi în sistemul hotelier și care au fost lecțiile de bază pe care le-ai luat de acolo. Eu lucrasem deja din țară, până la urmă nu e o rușine, pe perioada când am fost la facultate și ulterior la master. Cam ca toți studenții, mi-am luat un job ca să pot exact să mă întrețin și așa mai departe. Eu sunt din Iași, însă deja era momentul să mă autosusțin, ca să zic așa. Și oricum aveam din țară, aveam ceva experiență în zona asta, însă ulterior am mers pe domeniul de vânzări, care m-a ajutat foarte mult să înțeleg cum funcționează o vânzare, și cred că la un moment dat în viață, știi, te întâlnești cu anumite situații și te gândești, dar mie ce mi-a folosit? Mie de ce mi-a folosit bucățica aia când eu am făcut asta? Dar mie de ce mi-a folosit? Și la un moment dat vine o situație sau un context în care îți dai seama că ai nevoie de absolut toate bucățile de puzzle pe care tu nu le înțelegeai până atunci, de ce au fost menite să treci prin ele. Și cam asta s-a întâmplat și cu mine. Când m-am dus în Dublin, pentru că era un oraș nou, și, repet, acolo ca și străin, nu ești foarte ușor acceptat în primă fază, trebuie să demonstrezi. Și am zis că sunt... Ce situații ți s-au întâmplat în care ai înțeles că nu ești atât de ușor acceptat, sau că faptul că ești româncă te face să te simți diferit? În primul rând, în Irlanda, engleza nu se vorbește așa cum credem noi. Adică era odată bariera de limbă, care eu chiar dacă am făcut, eu am făcut facultatea de litere germană-engleză, eu ar fi trebuit să zbârnii la engleză. Însă când am ajuns acolo, ce știam eu că e engleză, n-avea nicio treabă cu engleza care se vorbea acolo. Deci felul în care vorbeai nu era neapărat înțeles de ei? Da, și nici eu nu preînțelegeam pe ei, pentru că aveau niște expresii și niște exprimări și niște moduri de a vorbi, încât mi-a fost greu, mi-a undeva la 6-7 luni mi-a luat. E vorba de un dialect? E engleza lor, e irlandez o engleză, ca să zic așa. Ca să poți să înțelegi ceea ce spun, îți trebuie un pic de timp. Ei vorbesc engleză, însă nu au aceeași pronunție a cuvintelor ca cea pe care am învățat-o noi la școală. Dă-ne un exemplu. Dai să mă gândesc. Un anumit cuvânt, nu știu, care, uite, l-ai memorat, cât ți-a părut ciudat cum este pronunțat. Ei, nu-i neapărat un cuvânt anume. Ei, de exemplu, nu folosesc... noi știm cumva engleza americană din școală. Ei nu vorbesc engleza americană, ei vorbesc engleza corectă, de fapt, astfel încât aurile, ei, la ei chiar se citesc A. Dublin, noi spunem Dublin, la ei nu se pronunță Dublin, se pronunță Dublin. Exact așa o spun, Dublin. Așa. Și au și un accent aparte, adică anumite litere,
te duc cumva în eroare atunci când nu ești sigur ce au spus, mai întrebi odată. În fine, toată povestea asta a presupus pentru mine o adaptare. Adică odată te adaptezi la o țară nouă, la o cultură nouă, la oameni noi, la o limbă care, din nou, trebuie să o înțelegi, să reușești să o vorbești și tu ca să fii și tu înțeles. Și mi-am dat seama că prima și cea mai bună variantă pe care o am odată ajuns acolo este să revin la măcar la un domeniu pe care îl știam bine. Adică să revin la Horeca. Și angajându-mă acolo, ușor, ușor am început să învăț, pentru că ca să poți să reușești să lucrezi într-o ierarhie, să fii un pic mai sus decât un simplu ospătar sau un simplu barman, trebuie să demonstrezi întâi că ai niște abilități. Și pentru mine asta a fost o provocare acolo, și să învăț limba, și să mă adaptez, și să înțeleg cum funcționează un sistem de echipă, să fur de la colegii care erau deja în pozițiile pe care eu mi le doream și să înțeleg cum fac ei și eu cum aș putea să fac să ajung acolo. Era un pic de strategie până la urmă, dar mi-a folosit foarte mult, pentru că mi-a dat mie posibilitatea să trec prin toate stagiile de service din domeniul Horeca. Ai spus că este o psihologie aparte acolo, ceea ce se întâmplă în sistemul Horeca de acolo. Ce anume ai învățat? Care ar fi acele secrete pe care ai încercat să le implementezi în afacerile pe care le ai aici la Iași? În primul rând, atenția la detalii și atenția către calitatea serviciului pe care îl faci. Atenție la detalii, din păcate, o văd din ce în ce mai rar. Atunci când și eu ies în oraș, când nu merg doar la noi la bar, mai ies și eu în oraș, observ că nu există această cultură a ospitalității. Pentru că teoretic asta înseamnă, tu când primești un client, noi numim oaspeți, și tocmai pentru că asta și sunt oaspeți, când primești un client în bar sau oriunde ai fi ca și locație, trebuie să te gândești în primul rând că îți intră cineva la tine în casă. Cum îl primești omul ăla când îți intră cineva la tine în casă? Cum îl faci să se simtă? Omul acela n-are de unde să știe unde-i baia, n-are de unde să știe ce meniuri e trântit în față. Adică trebuie să îi explici și să înțeleagă în primul rând unde este, ce se întâmplă acolo, unde este. Ăsta e primul pas, e un common sense, ca să zic așa. Faptul că de multe ori, de exemplu, ies în oraș, pur și simplu mi se lasă niște meniuri pe masă. Eu nu înțeleg ce sunt alea care sunt... Care ar trebui să fie abordarea corectă sau cel puțin abordarea pe care tu ți-o dorești în locarele pe care le ai? E o simbioză, ca să zic așa, între bun simț, respect față de omul care ți intră în locație. E un anumit grad de prietenie, să nu fiu înțeleasă greșit, ospitalitate, acel mod foarte prietenos și foarte plăcut și foarte cald cu care ești întâmpinat. Calitatea serviciilor pe care le aduci, adică ceea ce spui că faci să faci, și informarea. Atunci când primesc, mă refeream la atunci când primesc un meniu în față, ai zis că sunt locale în care pur și simplu ți le lasă pe masă, da, și pleacă. Contează foarte mult un zâmbet. Contează foarte mult un zâmbet. Bună ziua, bine ați venit, aici este masa dumneavoastră. Noi conducem oamenii de la intrare până la masă și de la masă până la ieșire. Ei nu intră așa pur și simplu. Când reușiți să faceți asta? Mă refer la situația în care înțeleg să îi conduceți de la intrare până la masă, dar înapoi la ieșire, de regulă, nu prea am observat în alte locuri să fiu condusă în momentul în care ies. Este important să faci asta, în special pentru că ăla e momentul în care tu primești un feedback. Oamenii deja au terminat seara la tine acolo și au plecat cu o impresie, au plecat cu o senzație, că le-a plăcut, că poate nu le-a plăcut. Ăla e momentul cel mai bun în care poți să afli dacă ceva nu a fost ok.
Cât de important este să fii foarte atent la recenziile clienților și să ții cont de ele? Este, nu că important, este cel mai important lucru pe care trebuie. Asta nu înseamnă că clientul nostru, stăpânul nostru, că aici se înțelege un pic greșit. Nu e vorba despre clientul nostru, stăpânul nostru. E vorba despre a te asigura că ceea ce vrei să livrezi a fost livrat așa cum ai vrut tu. Dacă mai departe persoana respectivă nu a apreciat, pentru că poate nu-i stilul. În Dead Soldiers sunt, noi avem cocktailuri în mare parte, cocktailuri clasice, care și ele vin cu o istorie, este și acolo foarte mult de vorbit și de povestit. În momentul în care un client nu este neapărat fan cocktailuri, pot să înțeleg asta, că nu este nimeni obligat să fie fan cocktailuri până la urmă. Însă ceea ce ține de mine, pe mine asta mă interesează, ce ține de mine, eu mi-am făcut treaba, mi-am făcut datoria, oamenii aceia au plecat mulțumiți de acolo din punctul ăsta de vedere. Că mai departe pot fi situații de genul ăsta în care, nu știu, poate sunt claustrofobi. Mi s-a întâmplat și asta. Mm-hmm. Acolo nu am ce să fac. Adică sunt anumite aspecte de care, pe care eu nu le pot controla. Dar ceea ce ține de mine, pe mine mă interesează să fac bine. Asta e cel mai important. În perioada când erai în Dublin, așa, ai învățat leadership hotelier. Da. Și vreau să ne spui și alte lucruri pe care le-ai observat acolo și care mai puțin le vezi în România. Pe lângă faptul că ai spus că sunt atenți la detalii, felul în care discută cu clienții, felul în care simt clienții, felul în care, nu știu, uite, ai dat și tu un exemplu acum că în la Dead Soldier voi încercați să îi și conduceți pe clienți atunci când pleacă, pentru că acela e momentul cel mai potrivit să auziți un feedback de la ei. E o chestie care nu este foarte răspândită peste tot. Ca să fac o paralelă, în Irlanda mi-a plăcut foarte mult căldura cu care eram și eu întâmpinată când mergeam undeva, dar cu care erau întâmpinați clienții. Se crea o conexiune, se creau relații cu acei clienți. În momentul în care tu mergi să-ți petreci timpul liber undeva și vrei să mănânci ceva bun sau vrei să, să ai un timp fain cu prietenii și cu familia, e foarte important să, ca oamenii care sunt acolo la tine la masă să își dea seama de ce, să anticipeze de ce ai tu nevoie înainte să spui. E o chestie foarte interesantă care se întâmplă acolo și anume există și acest tip de training în care e vorba mult de anticipare. Nu aștept ca paharul să fie gol de 10 minute ca să mă duc să te întreb dacă mai vrei ceva de băut. Când mai este atât în pahar, mă duc și întreb dacă e totul ok și dacă dorește din nou meniu ca să poată să-și mai comande ceva. E anticipare. Observ că mai are puțin și termină ce are din farfurie. Ok, anticipez că în vreo 5 minute termină și atunci eu între timp îmi fac spațiu, îmi fac loc acolo unde debarasez ca să pot să mă asigur că totul curge, e un flow în servire. Sau îmi anunț colegii, e foarte multă anticipare în tot ceea ce înseamnă service. Și atunci când oaspeții își dau seama că nu mai trebuie să se uite după tine ca să îți spună ceva. Am observat două tendințe în restaurante, în cafenele, oriunde mă duc, sunt două tendințe. Prima, în care, așa cum ai spus și tu, kellnerul vine foarte des la masa ta, mai mereu ține contactul cu tine și practic e la îndemâna ta. Și sunt într-adevăr locuri în care e foarte greu să dai de un kellner. Da. Chiar dacă ți-e foame, chiar dacă ți-e sete, vii tu să-l cauți. Da. Și vreau să spun că cel mai ciudat fapt este că în prima variantă
când vorbim de prima variantă, sunt și clienți care, oaspeți, că da, tu zici că sunt oaspeți, care sunt deranjați dacă vii foarte des la ei, pe care îi deranjează această atitudine. Mulți se simt de parcă încerci să iei toți banii prin faptul că vii. Așa simt ei. Eu am, nu inventez, de multe ori când iau masa cu cineva, văd reacția acelui om și îmi spune că măi, nu-mi plac localurile în care simt că, simt că vor să-mi ia banii. Adică eu știu singur dacă vreau să comand ceva mai mult, mai puțin, când vreau să comand, cum vreau să comand. Și a doua variantă este cea în care din contra, omul se simte stresat și nu mai vrea să revină în acel restaurant sau cafenea pentru că chelnerul practic este de negăsit și pentru a face o comandă tu pierzi foarte mult timp și atunci te simți și neimportant în situația asta. Legat cum de se prima... simți acel echilibru? Pentru că da, la asta mă refer. Cum se simți acel echilibru? Nici să nu deranjezi, nici să nu fii prea mult, dar nici să nu fii absent. În general, ăsta este un, asta e o abilitate pe care o dobândești pe măsură ce interacționezi cu oamenii. Nu poate să te învețe nimeni dacă la masa respectivă trebuie să te duci de 10 ori sau o dată. N-are cum să te învețe nimeni chestia asta. Tu trebuie să știi care sunt opțiunile și în momentul în care tu interacționezi cu clientul, ăla este momentul în care tu îți dai seama ce fel de client stai de vorbă. Dacă acel client se uită după tine și pare să vrea mereu o interacțiune cu tine, înseamnă că trebuie să stai pe lângă masă. Dacă pare să nu vrea să fie deranjat, pentru că e foarte multă și noi spunem ceea ce vrem să transmitem doar foarte puțin verbal, în restul este non-verbal. Îți dai seama după gesturi, după mimică, după faptul că se bucură că te vede sau nu. Adică îți dai seama, trebuie să fii atent, trebuie să fii prezent acolo. Nu mă duc la masă de dragul de a mă duce la masă, mă duc cu un scop. Și această finețe de care zic se dobândește. Motiv pentru care colegii noștri de la Dead Soldier cu care lucrăm, în primă fază există un training acolo. Nu ești trimis la masă pur și simplu să iei o comandă. Vii, prefer să o fac eu sau preferă Daniel să o facă atâta timp cât este... mai ales dacă este aglomerat sau este un pic de presiune, trebuie să te asiguri că clientul primește în continuare același service, chiar dacă tu ai personal nou. Oamenii nu sunt vinovați că tu ai personal nou. Ei trebuie să primească același tip de service. Și atunci cum faci? Trebuie să fii tu exemplu. Și iei hățurile în mână și te duci tu la masă și... În felul ăsta, cei care lucrează cu tine învață și învață și cum trebuie procedat, învață cum trebuie să vorbească. Sunt situații în care pot fi, să zicem, un pic neclare, iarăși acolo, pe situație vorbești, pentru că tu nu poți să abordezi aceeași situație în același fel tot timpul, nu ai cum, e vorba de vânzări până la urmă. Mie mi s-a întâmplat să merg recent la București. Așa. Și fusesem într-o patiserie, cred eu. Am primit câteva meniuri. Clar, am stat, ne-am gândit ce vrem să mâncăm. A trecut ceva timp să... Nu știu cum sunt alți oaspeți care vin la Dead Soldier. Eu, când deschid un meniu, nu fac... Deci nu decid fix în secunda aia. Mă uit, citesc tot meniul și după aia ce mă atrage, aia comand. Deci durează un pic de timp, cheltui timp pe asta, pe decizia ta de a comanda. După care vine deci chelnerița și spune că din primul meniu primele trei pagini nu sunt. Primele trei pagini nu sunt, a cincea pagină nu este, aia nu poți să comanzi și îmi dă un al treilea meniu care la fel era pe masă. Uite, doar astea avem. Și atunci eu mă întreb de ce mi-a mai adus ceea ce nu au ei în acel local, care de fapt este sensul să faci lucrul ăsta. Și ne-a și întrebat primul lucru, deci noi am vorbit deja cu ea în română și ea ne-a întrebat dacă noi vorbim în română. Adică eu am avut impresia că ea pe bune a fost pur și simplu trimisă la masă, fără să îi se
nu știu, fără să aibă niște instrucțiuni, fără să primească niște informații despre felul în care trebuie să vorbești cu clienții. Pentru că mi se pare absolut inutil să aduci câteva meniuri pe masă atât timp cât doar un meniu este cel funcțional. Adică lucrurile astea sunt inutile și, în primul rând, trebuie să respecti timpul oamenilor. Oamenii au venit, au cheltuit un anumit timp să decidă ceva, trebuie să ai respect față de chestia asta. Corect ar fi fost, din punctul meu de vedere, să vină, dacă crede ea că jumătate din meniul ăla nu este și ceva totuși este și crede ea că ne poate interesa, cred că ar fi fost bine să ne spună în acel moment când a adus meniurile. Foarte bine ai punctat, este esențială comunicarea. În momentul în care tu nu știi să comunici, să transmiți clienților ce trebuie să știe, în momentul în care nu știi să transmiți colegilor ceea ce trebuie să știe, în momentul în care tu de la bucătărie nu știi să transmiți mai departe că s-a terminat X sau Y produs sau că mai ai atâtea porții, că nici asta nu-i bine. Trebuie să spui câte porții mai ai înainte, nu am anunțat că nu mai am X produs, pentru că poate între timp ospătarul s-a dus la masă și a luat o comandă cu exact acel produs pe care tu acum l-ai informat că nu-l mai ai. De asta am zis anticipare. Uh-huh. E foarte important anticiparea și comunicare. E vorba despre, exact cum ai spus tu, și respectul față de timpul oaspeților, este și respectul față de echipă, pentru că asta înseamnă teoretic să lucrezi în echipă, să fie constant o informare de la unul la celălalt, astfel încât să nu ajungă la masă o senzație de ce cu oamenii ăștia aici habar n-au pe ce lume trăiesc. Uh-huh. Tu te duci în oraș teoretic ca să te simți bine, nu ca să te enervezi, nu ca să te frustrezi, nu ca să pleci nu știu, deranjat sau jignit în vreun fel de o abordare anume. Nu de asta te duci în oraș. Să, teoretic, de aici trebuie să pornească în primul rând Horeca. Horeca, și asta se practică foarte mult în străinătate. Horeca înseamnă, în primul rând, să conștientizezi că acel om care a venit la tine în locație a venit să se simtă bine. Nu să-l scoți din sărite, nu să dispar de la masă și să nu mai vii cu orele, nu să-i spui că jumătate de meniu nu există, și dacă cumva se întâmplă, că se mai întâmplă, că mai sunt distribuitori, mai sunt situații, o faci într-un mod elegant, îmi cer scuze, astăzi avem asta, asta și cu asta, din păcate aici mai avem doar asta și asta. E ok atâta timp cât omul este informat. Pentru că mai departe el poate să decidă. Însă și faptul că tu îi arăți respect anunțându-l ce are la dispoziție și ce nu are la dispoziție din meniu, e deja un plus, chiar dacă tu nu ai anumite lucruri. Este un feedback pe care noi l-am primit la bar de la foarte, foarte mulți clienți, și anume că ei nu se simt respectați în alte locații, și ăsta este principalul motiv pentru care ei revin în continuare la noi, pentru că de la început, și luna viitoare facem 3 ani, de la început și până acum, mulțumesc că am respectat și am ținut foarte, foarte mult la acest standard de service, pentru că el sună foarte rigid, standard de service, dar este teoretic, așa, ca să zic, ca un manual de bune practici pe care noi le implementăm. Tu îmi spuneai că este foarte important să menții acel standard, da, de service, orice nu s-ar întâmpla. Până când e acel orice nu s-ar întâmpla? Orice s-ar întâmpla. Ce situații au fost la voi la Dead Soldier în care, uite, chiar dacă lucrurile par să meargă într-o zonă nepotrivită, voi ați încercat să depuneți maxim efort pentru a menține acel standard despre care vorbești? Au fost situații neprevăzute. Uite cum a fost chiar săptămâna trecută, cealaltă, în care colega noastră care servește pe sală și-a rupt piciorul. Așa. Și m-am trezit în ziua cu pricina, în care aveam muzică live, în seara aia era plin, nu aveam nici măcar mese libere, că nu am ce să fac.
Și primordial pentru mine a fost, ok, s-a întâmplat asta, hai să vedem cum facem ca să nu se simtă că noi nu avem un om în seara aia. Și atunci și ăsta este un mic secret, ca să zic așa, faptul că trebuie să înveți să-ți închei colaborările frumos. Foștii angajați pe care noi am avut acolo, cu absolut toți am ținut din totdeauna să încheie o colaborare frumoasă, chiar dacă ei au plecat, că nu știu, unul s-a dus pe nu știu unde sau au plecat din țară sau și-au schimbat domeniul. Au fost situații și situații, însă pentru fiecare din aceste situații e foarte important cum închei colaborarea, pentru că în seara respectivă mi-am sunat primul meu ospătar care a lucrat acolo, i-am explicat situația și l-am rugat frumos să vină să mă ajute, că e o situație destul de critică, și a venit. Pentru că asta înseamnă echipă. Echipa nu e ceva ce ai acolo în momentul ăla, e ceva ce ai constant. Ei încă sunt parte din echipa noastră. Eu încă mă interesez de ei, dacă sunt bine, dacă au reușit să facă ce și-au propus, dacă acolo unde s-au dus le este bine. E o legătură care se formează apropiată de legătura de familie, ca să zic așa. E mai mult decât relație angajat-șef. E colaborare, și asta se simte. În momentul în care există armonie în relațiile dintre noi, cei care lucrăm acolo și cei care suntem acolo, asta se simte mai departe în sală. Oamenii care vin la bar, de asta avem, de exemplu, foarte mulți oaspeți care vin singuri. Efectiv vin să bea o băutură pentru că știu că au cu cine să relaționeze, au cu cine să stea de vorbă, se simt confortabil, aud o glumă bună, vibe-ul de acolo e foarte important. Nu e vorba doar de, cum am spus, de a servi o băutură sau a servi mâncare, e vorba despre cum te simți, cum te face să te simți locul ăla. Ce devine pentru tine locul ăla. Se creează o legătură și mai departe și între noi și oaspeți, și mulți dintre ei ne-au devenit și prieteni între timp. Adică și ieșim, mergem la grătare, fiecare cu activitățile pe care și le dorește, și când ne invită, noi mergem cu drag. Și e foarte fain pentru că încep să faci totul cu drag. Nu mai este presiunea că noi când am venit în țară, evident știam că amândoi suntem din Iași, știam, aveam destul de mulți prieteni și cunoștințe. Însă, pentru că timpul petrecut în Irlanda cumva separă puțin legăturile, nu mai sunt atât de trainice cum erau ca atunci când erai acasă, anumite legături se mai slăbesc, ca să zic așa, și anumite legături se înfiripează pentru că apar oameni noi în viața ta. Și foarte mulți din cei pe care i-am cunoscut au venit și ne-au fost clienți întâi la bar. Și de acolo au fost curioși să ne cunoască mai departe și de acolo am format legături și realizez că nu e vorba, ăsta nu este un business, nu e vorba despre bani și atât, este vorba despre ceea ce ne dorim noi să facem, ceea ce înseamnă de fapt locul ăla pentru noi. Și pot să-i spun așa într-un mod foarte rigid, standard de service, dar nu este vorba neapărat de un standard de service, este vorba despre atmosfera cu totul. Hai să ne întoarcem la acel moment despre care ai menționat, când v-ați întors la Iași, da, după ce ați petrecut, tu ai petrecut aproape 5 ani în Dublin și soțul tău ceva mai mult. Cum a apărut ideea de a deschide un bar de Tick Speak Easy? Îmi spuneai că pe vremea aia era doar un singur bar de tipul ăsta la București. Da. Să vorbim și despre concept. Și da, da, da. Pentru da. Că mulți din cei care vor urmări această discuție
Sunt sigură că au fost la Dead Soldier, iar alții nu au fost și aș vrea să le spunem ce pot găsi acolo. Sigur. Ideea a pornit de la Daniel, pentru că Daniel a lucrat într-un astfel de bar unde a fost și manager în Dublin, se numește Blind Pig. De acolo a și pornit, de fapt, toată istoria noastră, pentru că el nu știa de acest concept când a mers în Dublin și în momentul în care a făcut cunoștință cu acest concept, lui i-a plăcut foarte, foarte mult. Și și-a promis că atunci când vine acasă, când o să aibă posibilitatea să o facă, atunci asta vrea să facă. Vrea să deschidă un astfel de bar. E vorba de un vis, de fapt, la mijloc. Aceste tipuri de baruri sunt niște baruri care și-au rădăcinile în perioada prohibiției Americii, 1920, când la vremea respectivă a fost dată legea prohibiției și anume era interzis consumul de alcool, fabricarea de alcool, vânzarea de alcool, absolut tot ce ținea de alcool. A coincis cumva perioada și cu dreptul femeilor la vot, pentru că au fost incluse și ele în momentul acela și foarte multe s-au plâns de faptul că le veneau bărbați beți acasă și așa mai departe. Deci asta, tot femeile îți devină. Da, da, asta vreau să zic, că să nu te pui niciodată cu o femeie care vrea ceva, pentru că 13 ani a durat prohibiția în America. Adică, Doamne, stau și mă gândesc cât s-au chinuit oamenii. Da. Între timp, au fost făcute și foarte multe filme pe subiectul ăsta și unul dintre cei mai cunoscuți mafioți ai vremurilor respective este Al Capone. Tot el a fost și cel care a venit cu ideea, pentru că atunci când interzici cuiva ceva, devine și mai atractiv. Foarte atractiv și o să găsească o modalitate să o facă, pentru că oamenilor nu le place să le impui reguli, mai ales reguli care ei nu sunt de acord. Ca rezultat au apărut aceste tipuri de baruri care erau ascunse, erau la subsol și intrai, ori era o frizerie, ori era o măcelărie, era o ușă acolo care nu știai ce-i cu ea și când băteai la ușa aia, doar cei de-i casei știau, de asta se cheamă speak easy, vorbește în șoaptă, e un secret de fapt, și băteai la ușă și dacă nu știai parola, în primul rând cei de la ușă erau alertați pentru că își dădeau seama că tu știi de acel loc, dar nu știi parola, asta înseamnă că puteai fi ori polițist, ori cine ești, iar dacă știai parola, erai lăsat să intri pentru că te recunoșteau ca fiind de al casei. Mai departe, jos, se dădeau petreceri, pentru că, evident, dacă n-aveau unde, acolo se întâmplau de toate. E foarte amuzant că citisem undeva ca să poată să cât de cât să mai mascheze faptul că acolo e petrecere și lumea bea și se consumă alcool, se serveau cocktailurile în cești de ceai și de cafea. Astfel încât când, dacă era cumva o razie, să fie măcar acoperiți din punctul ăsta de vedere că aparent nu se întâmplă nimic. De acolo provine conceptul. Mai departe, în 1933, când a fost ridicată legea prohibiției, a rămas conceptul ca și idee de bar. Și mai departe, în ziua de astăzi, cred că sunt o grămadă de baruri de acest fel în toate marile orașe din lume, în America, în Asia, în Europa, pe unde am călătorit. Soțul meu tot timpul m-a dus în fiecare din aceste baruri din orașele unde am fost, tocmai că el era pasionat, iar eu cu ocazia asta mi-am făcut o idee. Și așa mi-am putut, în momentul în care am venit în țară și mi-a zis că vrea să deschidă un speakeasy, eu am știut exact ce vrea.
Pentru că deja eram familiarizată, atât mi-a povestit și atât mi-a arătat și atât am adus peste tot, încât am știut exact ce trebuie să facem. Acest și cum trebuie să facem. Acest concept a fost îmbrățișat de la început? A fost înțeles? Nu. A fost o muncă de lămurire și aici a intervenit de mult de educarea publicului. Marketingul, da. Uh-huh. Aici a intervenit mult marketingul. E destul de dificil, așa să zic, provocator să explici oamenilor că trebuie să aibă o parolă ca să intre. Da, deci îmi trebuie parolă, dar nu pot să intru fără parolă. Au fost multe întrebări de genul ăsta, dar asta a fost în primă fază, primele 6 luni. Ulterior, oamenii au început să înțeleagă că este vorba despre un concept și în momentul în care tot scrii pe social media despre ce e vorba, tot repeți. Repetiția e mama învățăturii, cum spunea mama. Și am repetat povestea în diferite moduri, astfel încât ea să ajungă real ca și informație la toată lumea, care era la momentul respectiv interesată de... Și deși nu mai este interzis consumul de alcool, oamenii în continuare păstrează acest concept și intră într-un astfel de bar cu o parolă atunci când da. Rezervă o masă. Da, da, da. Este și o modalitate de a selecta clientela. Uh-huh. Pentru că fiind un bar micuț, nu este o noutate faptul că la băutură oamenii se mai și ceartă. Uh-huh. Și atunci, pentru mine e foarte important ca atmosfera de acolo să rămână o atmosferă distinsă, să fie uh-huh. relaxant, să poată să vină și o doamnă care vrea să bea un cocktail liniștită fără să fie agasată la bar de un domn care a ieșit la vânătoare. Și pentru noi e foarte important. Și cum selectați clienții? Atunci când vă sună la telefon, nu știu dacă vă dați seama da. De prea multe chestii. Ne dăm de multe ori seama de foarte multe lucruri. Dacă ceva pare suspect, eu anunț mai departe colegii ca să fie atenți. Pentru că e posibil să fie, nu știu, persoana respectivă morocănoasă în ziua aia uh-huh. și înțeleg că se mai poate întâmpla. Dar depinde foarte mult și felul în care vorbești la telefon. Pentru că ne alegem clienții tocmai pentru că știm ce oferim. Eu nu îmi doresc să am oaspeți care sunt prost crescuți. Nu îmi doresc asta, pentru că oamenii care nu știu să respecte spațiul celuilalt și nevoia celuilalt de a se simți bine, sunt în general persoane care aduc un renume rău locației. Cunosc situații în care mi s-a spus că nu merg în X loc pentru că s-au bătut nu știu care cu nu știu care săptămâna trecută și nu mă simt în siguranță. Eu fiind femeie, poate un bărbat nu se gândește neapărat la lucrurile astea, dar eu fiind femeie, pe mine mă interesează foarte mult ca acel loc să fie un loc în care oamenii se respectă între ei. Râdem, glumim, facem glume, mai scap câte o înjurătură dintr-un context de glumă, ca să zic așa, că așa se mai vorbește, dar de aici și până a fi prost crescut sau a căuta scandal sau e o cale destul de lungă. Și pentru mine e foarte important ca și oamenii care intră, de asta am profitat de faptul că conceptul are o parolă, ca să pot să selectez clienții. La început mi-ai spus că a trebuit să existe o perioadă în care ați educat viitorul vostru public și le-ați explicat ce concept aveți. Ce alte provocări v-au stat în cale? Și dacă a existat la un moment dat o situație în care ați vrut să renunțați? Situații în care am vrut să renunțăm nu au fost, însă au fost situații în care ne-a fost destul de greu. Pentru că noi, chiar dacă aveam experiență în domeniul în care am deschis barul, în domeniul Horeca,
noi nu aveam încă experiența managementului și a antreprenorului. Și acolo a fost de învățat. Pentru noi a fost inclusiv o perioadă de învățare, pentru că noi am deschis un ce local. Ce lecții ați învățat? Foarte importante. Niște lecții foarte importante. Și anume sunt compromisuri pe care le faci, compromisuri pe care nu le faci. Așa. Colaborări. Să vorbim aici mai mult despre compromisurile care se fac și cele care nu. Colaborări pe care le faci și colaborări pe care nu le faci. Am făcut, evident, și foarte multe greșeli. Pentru că așa am și învățat din greșeli și greșeli pe care le-am făcut nu cu rea intenție, ci pentru că așa au fost circumstanțele la momentul respectiv. Despre ce greșeli e vorba? În primul rând, nu voi intra foarte mult în detalii, pentru că sunt incluse și alte persoane și nu vreau să vorbesc în numele lor. Nu vorbim cu nume, știi? Da. Putem să povestim situații, pentru că din discuția pe care o avem, alți oameni care își doresc o activitate în Horeca ar putea să învețe ceva. Sau nu neapărat că își doresc în Horeca, dar alți antreprenori ar putea să învețe din acest interviu și dacă tu ai făcut anumite greșeli, ar putea să se uite la el și să nu le facă. Cea mai importantă greșeală pe care am făcut-o a fost că anumite colaborări pe care le-am avut nu au fost pe aceeași lungime de undă cu valorile la care ne-am raportat noi. Asta nu înseamnă că valorile celorlalți erau mai proaste sau mai, nu știu cum. Asta înseamnă că ceea ce este important pentru mine și cum am aflat eu că este important pentru mine, nu este obligatoriu să fie important și pentru celălalt. Noi, atunci când ne adunăm și colaborăm, avem și venim cu experiențe diferite și cu percepții de viață diferite. În momentul în care nu te asiguri că ești pe aceeași pagină cu cel cu care începi un alt drum, există posibilitatea destul de mare să apară discuții și neînțelegeri și situații în care să nu te mai regăsești. Și încep să te întreb de ce mai fac ceea ce fac dacă eu nu mă mai regăsesc în ceea ce fac. Pentru că până la urmă, evident, antreprenorii și toți oamenii care vor să facă ei ceva, o fac clar și pentru o situație financiară mai bună, dar o fac și pentru o libertate pe care și-o doresc. Atunci când nu mai ai libertatea să iei deciziile pe care ți le dorești, atunci când nu mai ai libertatea să faci ceea ce consideri că trebuie făcut, e ca și cum și-a pierdut rostul. Ceea ce faci nu mai are niciun rost. Deci aici te referi la situațiile în care, având o echipă, în continuare, afacerea nu poate funcționa fără implicarea voastră ca owner? Vorbesc despre anumite colaborări pe care le-am avut anul trecut. Lăsăm la o parte Dead Soldier, au mai fost și alte colaborări pe care le-am avut, la care anul ăsta am renunțat pentru că nu ne-am regăsit în modul în care au funcționat lucrurile acolo și modul în care a fost pusă problema. Cum spuneam, ne raportam la valori diferite și asta afectează echipa, felul în care se încheagă echipa, felul în care se transmite comunicarea, absolut tot. Nu ai cum să, când ești ca apa și uleiul, nu ai cum să închegi ceva. Și atunci cel mai bine este să te separi și să-ți vezi de drumul tău, pentru că până atunci tot ce ai făcut, ai făcut bine și ți-ai dat seama că ai făcut un compromis cu tine pe care nu trebuia să-l faci. Asta este una dintre cele mai Și care ar fi acele compromisuri pe care tu le-ai făcut și le consideri utile în continuare? Faptul că eu când am plecat din Irlanda am zis că eu de azi înainte nu mai vreau să mai aud de service, de tavă, nu vreau să mai văd tava. Nu pentru că mi-era rușine sau ceva, pur și simplu nu mă mai regăseam în astfel de ocupație. Nu mai îmi doream din tot sufletul să schimb domeniul pentru că nu mă mai regăseam în el. Și
Asta a fost un compromis pe care l-am făcut, pentru că din când în când și eu la bar mai iau tava, că dacă trebuie să o fac, o fac. Dar ăsta este un compromis, cum să zic, ușor, pentru că o faci pentru tine, o faci pentru familia ta, o faci pentru business-ul tău, pentru echipa la care ții. Când vezi că, nu știu, mai sunt situații, chiar sâmbăta trecută mi-a zis cineva de la bar, nu te-am văzut niciodată intrând după bar ca să polișez pahare. Și îmi zic, păi dacă așa a fost situația și nu avea cine să o facă și eu eram singura care avea timp să o facă, am să intru și am să o fac eu ca să mă asigur că nu se blochează mai departe anumite lucruri din service și din colegii mei chiar nu aveau cum, nu aveau efectiv timp. Cum este să ai o afacere cu partenerul tău de viață? Știi că sunt foarte multe cupluri care n-ar face asta niciodată. Ne-am ciocnit de foarte multe ori. Pentru că avem anumite perspective din care vorbim. El vorbește dintr-o perspectivă, eu vorbesc din altă perspectivă și ușor, ușor am înțeles să tolerăm și să înțelegem de ce celălalt are altă părere. Astfel încât atunci când luăm decizii, deciziile le luăm fiecare pe bucățica lui, pe căprăria lui, ca să zic așa. Eu sunt pe marketing, el este pe management, însă atunci când el ia o decizie, ne consultăm, inclusiv eu la mine pe marketing, când iau o decizie cu el, mă consult. De ce? Pentru că ele două trebuie să coexiste. Există un echilibru. Trebuie să existe acel echilibru între cele două domenii. Nu pot fi separate. Eu nu pot să transmit ceva pe marketing care să nu existe în locație sau de care să nu mă asigur că va fi în momentul în care eu scriu de dinainte. Astfel încât și el trebuie să înțeleagă că urmează să facem ceva, un eveniment și că în ziua respectivă el trebuie să aibă asta, asta și cu asta. Uite, mi-a venit ideea aia, uite, mi-a venit... Noi acum colaborăm. La început ne-am ciocnit. Cred că a fost foarte provocator să ne cunoaștem în felul ăsta. Noi nu am fost colegi înainte. Noi am lucrat o perioadă în același hotel, însă nu eram colegi astfel încât să vedem cum lucrează fiecare. Și pentru mine a fost o noutate și pentru el a fost o noutate în egală măsură. Au fost și momente în care ne-am înțeles din priviri, pentru că acum am, pot să zic că după 3 ani de zile se întâmplă din ce în ce mai des treaba asta, ne înțelegem din priviri, însă la început a fost un pic, e o echipă care se formează. Când formezi o echipă, începi întâi cu tine, că restul n-au cum să înțeleagă mesajul dacă văd că tu nu ești ok cu partenerul tău. Și trebuie să transmiți asta într-un mod corect. Cum v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut într-o foarte cunoscută locație din Iași, într-o seară când el venise în Irlanda, din Irlanda în vacanță, și a fost o seară în care și prietenii mei au insistat foarte mult să ies în oraș, iar în acea seară ne-am și întâlnit la bar, mi s-a făcut cunoștință cu el. A fost un moment în care am știut, nu știu cum să te explic, am simțit că îl cunosc de o viață. Chiar dacă nu știam cum îl cheamă, pur și simplu m-am uitat la el și am simțit că parcă îl cunosc de o viață. Și de aici a pornit relația. Eu vroiam oricum să plec din țară, eram un pic dezamăgită de niște situații care au fost în perioada respectivă și atunci când vrei să uiți de anumite lucruri, tind să fugi. La mine a fost în primul rând o fugă. Da. Și căutam cumva un context în care să pot pleca, că asta era ceea ce îmi doream cel mai mult, să plec.
Și atunci l-am cunoscut pe el. Evident, nu m-am mutat imediat, am fost întâi în vizită, am fost întâi să văd dacă îmi place, dacă mă văd cu el și așa mai departe în viitor, și ulterior am luat decizia să mă mut. Se câștigă bine din, din Horeca sau mai ales dacă ne referim la baruri în România? Te întreb pentru că voi aveți atât Dead Soldier cât și Lazy Cat respectiv. În prima fază nu se câștigă bine pentru că, și asta cred că poate să confirme oricine care își deschide un business în Horeca, nu ai cum să câștigi bine de la început pentru că la început abia te formezi. Dacă faci lucrul ăsta strict pentru bani, o perioadă vei fi dezamăgit, pentru că în primă fază ai niște investiții de recuperat, de amortizat, ca să zic așa, ai o echipă de format, ai niște cheltuieli de făcut, toate astea în primă fază cer bani, nu produc. Și mulți se dezamăgesc anume în această perioadă și atunci se dau bătuți. Odată cu pandemia, Horeca a fost foarte lovită și toate segmentele de business-uri care erau aferente pentru Horeca. Și din acest motiv, pentru că nu a mai existat acel flux de clienți, pentru că nu a mai existat nici salariile n-au mai fost, pentru că, după cum știm, au fost niște salarii pe care ți le dădea statul, nu știu exact cum a fost aici, dar în Irlanda noi încă am prins acolo un pic de pandemie. Era acolo un salariu minim pe care îl aveai ca să te întreții, nu ca să ieși în oraș, nu ca să te duci să... Când nici n-aveai unde și n-aveai voie. Și foarte multe business-uri au fost afectate din cauza că Horeca nu a funcționat, astfel încât și oamenii care lucrau în acele business-uri au fost și ei afectați financiar. Și a scăzut interesul pentru a ieși în oraș în primă fază. Au fost alte nevoi mult mai importante la care s-au uitat oamenii în perioada respectivă. Și ca să poată să reziste pe piață, foarte mulți au încercat să taie din calitate. Mm-hmm. Din calitatea serviciilor, din calitatea produselor și, mai bine zis, hai să vedem cum facem treaba asta să fie mai ieftin ca și costuri. Și noi ne-am lovit de situația asta. Însă, pentru noi a fost foarte important că noi aveam niște bănuți puși deoparte. Adică noi am preferat să mai scoatem niște bani din buzunar decât să tăiem din calitate. Și a fost extrem de important că am făcut lucrul ăsta, pentru că noi ne-am păstrat astfel clienții. Clienții au rămas... Chiar și acum, după 3 ani de zile, noi încă avem clienți care vin din prima lună când am deschis. Avem în continuare. Și știm că asta a fost apreciat tot timpul la noi, faptul că nu am fost niciodată sub așteptări. Poate s-a mai întâmplat din greșeală să mai facem câte o gafă, dar noi tot timpul am învățat din greșeli și ne-am asigurat că nu se repetă. E foarte important. Și e foarte important ca și clientul, ca clientul să știe că tu știi că ai greșit. Să-i spui asta. Îmi pare rău. Uite, s-a întâmplat asta, ăsta a fost contextul. Oamenii care ți intră... De regulă când greșiți, încercați cumva să compensați, să oferiți ceva în loc? Obligatoriu. Pentru că, din nou, nu este obligația clientului să-și asume greșelile mele. Când e greșeala mea, mi-o asum. Asta înseamnă să-ți asumi. Înseamnă să găsești soluții pentru situații în care, nu știu, poate se poate întâmpla. S-a uitat de o comandă, s-a grăbit, era aglomerat, se poate întâmpla, nimeni nu este perfect. Însă în momentul în care ai realizat că ai greșit, primul lucru pe care îl faci este să-ți ceri scuze și să știi că ai greșit. Da, că asta înseamnă respect. Ceea ce nu se întâmplă de fiecare dată.
nouă nu ne este rușine să spunem că greșim. Dacă o facem, asta este, e omenește. Nu suntem zeități, suntem oameni până la urmă și suntem supuși greșelilor. Pe lângă barul cu concept Speakeasy, The Soldier, ești co-owner și la Lazy Cat. Da. Shut Up Bar. Și Shut Up Bar, da. Da. Cum a venit ideea de a mai deschide încă un bar? Ambiția. E mult vorba și de ambiție la mijloc. Pentru Shut Up, în primă fază, noi am deschis un bar de șaturi care este pe aceeași stradă, tot pe Cuza Vodă. Însă urmează o surpriză la Shut Up și nu pot să o dezvolui momentan. Urmează să fie relocat și un pic diferit față de ce a fost până acum. Însă ideea inițială a fost de a face un bar mai mafiot, așa. Acolo a intervenit mult și marketingul, pentru că mi-a venit ideea să fac un meniu pe bază de cărți de joc și un meniu pe bază de personaje din mafia italiană din momentul respectiv, din 1920, cât a durat toată povestea cu mafia italiană din America. Și m-am consultat cu Daniel legat de rețete și am încercat să facem niște rețete pe măsura personalității fiecărui personaj de care vorbesc, astfel încât, nu știu, Al Capone are un anumit tip de șat pe o anumită bază alcoolică, Lucky Luciano are un anumit tip de șat pe o anumită bază alcoolică. Am încercat să fac ceva în plus față de ce găsești în mod normal într-un bar cu șaturi, să fie real o experiență. Și a fost foarte apreciată ideea și chiar sunt și eu foarte mândră de ea, dar nici mie nu-mi place ce fac. Asta e prima regulă. Trebuie să-ți placă și ție ce iese. A fost foarte apreciată ideea și tocmai din acest motiv am vrut să aducem o schimbare la acest concept și este o surpriză pe care o pregătim cât de curând. Iar legat de Lazy Cat, Lazy Cat este un concept pe care eu mi l-am dorit pentru că vroiam o locație inspirată din lenea pisicilor, ca să zic așa. Mi-mi plac foarte mult pisicile și suntem iubitori de animale și avem, sunt niște personalități pisicile, adică nu, câinii au într-adevăr... Ce pisici aveți voi? Avem 3 pisici, toate sunt culese de pe stradă, pentru că așa am simțit, nu avem pisici de rasă, sunt rasă short hair europeană sau, cum îi zice Daniel, toberoneze. Doar că, da, noi le-am luat de mici, în fine, suntem foarte, foarte mari iubitori de animale, avem și un cățel și pe mine tot timpul m-au fascinat pisicile pentru că au o inteligență aparte și știu să-și ceară dreptul la libertate, altfel decât o fac alte animale. Și pentru mine a fost o dorință personală să transform acel loc într-un loc în care lumea să se simtă liberă. Să se simtă liberă să facă ce simt ei, să fie un vibe de lene de aia, de satisfacție că stai liniștit undeva. Și pe această idee am construit mai departe conceptul, care anul trecut a fost, pentru că e o locație de vară, anul trecut a fost foarte, foarte, foarte apreciat, neașteptat. Pentru mine a fost o surpriză, oamenii s-au bucurat foarte mult. Am reușit și astfel... eu să merg acolo și mi-a plăcut mult. Într-adevăr, este o zonă de relaxare, așa departe de oraș, liniștită într-un fel sau altul, că nu se aude toată bubuiala da, da, da. Iașului și mi-a plăcut.
E și un apus foarte frumos acolo. Da, e o zonă care cumva te duce un pic la gândul, cu gândul la relaxare. Și pentru mine acela a fost un concept în care eu am aplicat ce învățasem deja la Dead Soldier, pentru că pentru mine să deschid barul împreună cu Daniel a fost o provocare foarte mare, foarte mare, pentru că eu nu știam mai nimic despre marketing la momentul în care am început. Și mi-am asumat chestia asta pentru că mi-am dat seama că eu din tot Iașul ăsta sunt singura care înțelege ce ar trebui să fie locul ăla, pentru că văzusem și înțelesesem. Și a trebuit să lucrez foarte mult, să învăț foarte mult, să stau nopți nedormite. A fost o provocare din foarte multe puncte de vedere, însă zic eu că am reușit să aduc marketingul la nivelul barului, că asta era de fapt provocarea. Știam ce urmează să se întâmple acolo, știam la ce nivel va fi totul și vroiam foarte, foarte mult să fie și pe social media, să reflecte social media ceea ce se întâmplă acolo. Apropo, foarte bine punctat. Ce se întâmplă atunci când pe social media vedem o poveste care promite foarte multe, iar în realitate, când ajungem în acel restaurant, bar, orice locație, nu corespunde așteptărilor, pentru că, de regulă, cei care sunt talentați pe partea de foto și video pot să filmeze totul și să arate totul ca fiind foarte, foarte ofertant, iar, de fapt, în realitate poate fi altfel. Cât de important este să existe un echilibru dintre ceea ce prezint pe online și ceea ce este în realitate. Știi, e să nu fie crucial. Nici, să nu fie nici mai urât decât este, dar nici cu mult peste. În momentul în care joci la cacealma, că despre asta e vorba, pierzi. Pentru că Horeca este acel gen de domeniu în care nu poți să păcălești clientul. Nu ai cum să păcălești clientul. În momentul în care tu pretinzi că la tine se întâmplă asta sau că e atât de fain și când ajungi acolo, cum ai povestit și tu, nu ți-aduce meniul, aia nu este, observi că este o discrepanță între ceea ce se spune și ceea ce se întâmplă, tu, în primul rând, ești dezamăgit, pentru că eu mă pun întotdeauna în locul omului care intră în locație. Eu ce așteptări am? Eu ce mi-aș dori să văd? Eu ce mi-aș dori să primesc? Și dacă nu primesc ceea ce mi-ai spus că îmi dai, atunci plec. Că nu vreau să mai vin într-un loc în care să nu fiu mulțumită de ceea ce se întâmplă. Ăsta este și motivul pentru care cred că metoda old school de a promova o locație prin recomandare, din vorbă în vorbă, este cea mai eficientă și în ziua de azi, oricât de multe variante de promovare pe social media sunt. Pentru că omul când se duce să recomande, e sincer. Uh-huh. Ăla e cel mai bun marketing pe care îl poți face. Să te asiguri că ceea ce se întâmplă în locații și ceea ce îi promiți coincide cu ceea ce ai făcut tu pe social media. Acel echilibru, să te asiguri că se întâmplă, este atât de important cum nu poți să-ți explic. E probabil cel mai important lucru pe care poți să-l faci. Barmanul este un om de marketing, ospătarul este un om de marketing, eu fac marketing, Daniel face marketing, fiecare dintre noi are un rol în acest marketing. Marketing nu înseamnă doar să fac o postare pe social media, un story, un reels, un text simpatic și cam asta e. Nu. Marketingul trebuie să fie povestea care marketingul trebuie să fie povestea care cucerește. E acea poveste care, în care tu te regăsești, după care tu tânjești. Ce anume își dorește omul care intră la tine în locație ca și poveste? El în care poveste este? Tu nu te adaptezi după oameni. Trebuie să găsești acel
echilibru între ce își doresc ei și cine ești tu. Pentru că noi ca și locație, noi ne-am stabilit deja niște valori după care lucrăm. Asta înseamnă că clientul care intră și el trebuie să înțeleagă că alea sunt valorile noastre. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, că și el are valorile noastre. Deci mie mi-este ușor să-i vorbesc pe limba lui, pentru că el se raportează la aceleași valori ca și noi. Și poate încă n-a descoperit că îi plac anumite lucruri pentru că n-a avut ocazia. Dar uite, cu ocazia asta află că, uite, s-ar putea să-i placă și o conversație faină cu Daniel despre ce fel de băuturi avem în bar și care este istoria lor. Sau cu Florin din bar. Fiecare om de acolo are rolul lui și toate astea împreună formează marketingul. Nu doar postările pe social media. Tocmai de asta eu nu sunt tocmai de acord cu ideea de promovare prin influenceri. Influencerii s-au axat mult pe a promova anumite locații din Horeca și este foarte bine că o fac, însă ceea ce trebuie să înțeleagă un antreprenor este că un influencer nu o să-ți spele imaginea dacă tu nu ai o imagine bună în viața reală. Pe social media un influencer tot ce poate să facă este să atragă atenția asupra unui anumit serviciu pe care îl ai și asupra locației. Însă, real, un influencer nu o să-ți rezolve problemele pe care le ai tu în locație. Ceea ce de multe ori am spus despre influencer este faptul că aici îți dau chiar mare dreptate, pentru că un influencer poate prezenta produsul și serviciul tău cât de bine poate el. Exact. Îl poate prezenta în cea mai bună lumină. Însă antreprenorul trebuie să conștientizeze ce se va întâmpla după, atunci când acesta ți-a adus trafic pe pagină, oamenii te-au sunat și ți-au scris și au venit în locație. Dacă corespunde ceea ce a spus el cu ceea ce va vedea acolo, trebuie să se uite la lucruri foarte, foarte sincer față de sine, se uite la rece la această situație. Și în cazul ăsta, atunci când există o discrepanță, are de suferit și imaginea influencerului, dar și imaginea ta ca business, pentru că el nu e un magician și nu face minuni. Sunt foarte de acord cu tine, însă am de zis ceva legat de acest subiect. Momentul în care tu ca influencer faci promovare în cafeneaua X și apoi și spui că acolo e cea mai bună cafea, după care te duci în cafeneaua Y și spui că și acolo e cea mai bună cafea. Și te duci în 10 cafenele și acolo la fiecare spui că ce frumos e aici, ce minunat e aici. Eu care te urmăresc pe tine ca și influencer, ce să înțeleg? Unde e cea mai bună cafea? Unde mă duc până la urmă și încep și eu să testez. Mă duc după tine și încep să testez. Și îmi dau seama că acolo nu este cea mai bună cafea pe care am băut-o. Adică undeva, da, antreprenorul, clar, trebuie să înțeleagă și să-și aleagă influencerul cu care vrea să lucreze. Sunt de acord cu asta. Însă și influencerul respectiv trebuie să înțeleagă că nu poate să lucreze cu oricine și trebuie chiar să creadă ceea ce spune. Să știi că foarte des comunic cu antreprenori și cunosc și din cei care investesc foarte, foarte mult în influencer, dar chiar foarte mulți bani. Dar în momentul în care serviciul său nu este o necesitate, nu acoperă o nevoie și nu este de fapt un serviciu solicitat sau are un preț care nu corespunde calității acelui serviciu, faptul că el investește foarte mult în influencer nu-l ajută de fapt. Practic toți banii pe care îi achită influencerilor, toți banii vin în câțiva clienți și el nu rămâne cu mult în plus. Deci practic e pe zero. Asta vorbim de o situație încă bună. Sunt foarte de acord cu tine. Pentru că trebuie să lucrezi la calitatea serviciului mai întâi și apoi la promovare. Exact. Și nu invers. Hai să promovăm, dar știm că nu e chiar de foarte bună calitate, de exemplu, această cafea. Hai să investim foarte mult, să o promovăm, că poate o să o placă lumea.
peștele se împute de la cap. E o vorbă foarte veche și foarte adevărată. În momentul în care tu vrei să ai mai mulți clienți la tine în locație și apelezi la acest tip de marketing, că marketingul prin influencer e un tip de marketing, e un tip de promovare. Și pornești de la coadă, în loc să înțelegi că tu ai niște îndatoriri în acel loc pe care tu l-ai deschis și tu habar nu ai ce se întâmplă în locația ta și că ospătarul servește bine doar când ești tu acolo și că supervisorul pe care l-ai nu face training nimănui și la orice oră îl întrebi, habar nu are care este situația în locație. Că nu există comunicare între bucătărie și ospătari, că nu există comunicare între barman și ospătari, că nu există comunicare între ospătari și manager. În momentul în care eu ca ospătar merg la o masă și văd că acolo s-a întâmplat ceva, observ că e o situație, nu o rezolv eu, merg la managerul meu și îi spun, uite, acolo s-a întâmplat asta, du-te și rezolvă. De ce? Pentru că în momentul în care tu ca ospătar iei frâiele în mâini, e cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, pentru că în primul rând nu ești autorizat să faci ceea ce decizi tu să faci. Doi, există o posibilitate foarte mare să iei o decizie greșită, pentru că ăla e manager cu un scop. Tu ești ospătar cu un alt scop. Asta nu înseamnă că tu nu ai capacitatea sau abilitatea să rezolvi o problemă, dar fiecare trebuie să-și înțeleagă rolul și să-și facă jobul pe care îl are. Nu stai ca și supervisor într-o locație cu țigara în mână și vezi că toată lumea muncește și speri că toată lumea își face treaba. Nu! Te asiguri, ești cu ei acolo, ești cu ei pe teren să vezi cum își fac fiecare treaba. Își fac treaba? Dacă nu și-o fac, de ce nu și-o fac? Ai, e o întârziere acolo. Asta e rolul tău ca și supervisor. Și din păcate, prima problemă pe care eu o observ este că nu există acest respect față de poziția pe care o ai, pe care tu o ocupi. Rolul tău e ăsta, fă asta, nu vreau să faci mai mult de atât. Când am să vreau să faci mai mult de atât, am să te plătesc mai mult și am să te anunț că vreau să faci mai mult de atât. Că mai e și acest... O să deranjez pe foarte multă lume ceea ce spun acum, dar îmi asum, există această mentalitate în care antreprenorul vede că tu poți mai mult și îți cere mai mult, dar nu intră în fișa postului ceea ce îți cere, dar vrea mai mult de la tine, nu te plătește pentru mai mult, nu-ți mulțumește pentru că ai făcut mai mult, doar vrea mai mult. Există acest obicei și acest obicei este foarte toxic din punctul meu de vedere, pentru că în momentul în care tu, să zicem, nu știu, ai început de jos și poți mai mult, poți să dovedești mai mult, dar tu nu primești și nu ești remunerat pentru cât muncești. Te simți jignit, te simți neapreciat și singurele modalități în care se interacționează cu tine este prin a ți se face observație că n-ai făcut suficient de mult. Deci asta este o boală pe care România o are, din punctul meu de vedere, și anume faptul că se dorește mult, foarte mult, cât se poate de mult de la angajați, dar nu-i plătește nimeni suficient de bine, nu știe nimeni să se ducă să le mulțumească și se interpretează greșit această interacțiune de te rog, mulțumesc. Te rog, fă asta, mulțumesc. De ce există această mentalitate în care oamenii, chiar dacă sunt pe o poziție mai înaltă decât tine, nu sunt capabili să-ți mulțumească pentru ce ai făcut? De ce? Un influencer n-are cum să spele această imagine niciodată. Și se simte, pentru că omul nu mai vine cu drag la muncă, omul devine frustrat, jobul devine doar un job, nu mai... În momentul ăla, ideea de echipă dispare complet. Încep să ai rulaj pe angajați, angajații vin în continuu, vin, pleacă,
Dacă ai sta un pic să-ți trăinuiești oamenii pe care îi ai și să-i înveți ce au de făcut și să-i respecti, să le mulțumești, să le oferi când și ei îți oferă, să existe acest echilibru între a da și a primi, nu mai ai doar de câștigat, nu mai ai, în primul rând, fluxul de angajați este primul semn de boală. Asta vreau să zic într-o și eu. Locație. Un flux mare de angajați într-o locație și în oricare alt business este primul semnal și primul red flag că aici ceva nu e ok. Ceva nu se întâmplă cum trebuie. Dacă oamenii vin și pleacă atât de rapid, nu se rețin foarte mult și mereu vezi fețe noi. Se poate întâmpla să plece unul, doi angajați, se întâmplă ceva în viața lui, poate nu. Cu siguranță, da. Da, dar când se întâmplă lucrul ăsta foarte des și chiar devine vizibil pentru tine ca client, e clar că nu e ceea ce trebuie. Paula, noi îți mulțumim că ai ajuns în studioul nostru astăzi și că ne-ai vorbit foarte mult despre lumea Horeca și la ce ar trebui să avem grijă. Sunt încă multe de discutat pe acest subiect, cu siguranță. Până mâine asta. Dar mă bucur că ai reușit să oferi multe, ai dat multe secrete din casă și din felul în care îți instruiești angajații. Sper că au fost de ajutor și sper din suflet ca lumea să înțeleagă că nu o spun cu răutate. E singura metodă pe care am văzut-o că funcționează după atât de mulți ani. Foarte frumos. Aici se încheie episodul nostru de astăzi de podcast BZI. A fost Paula Savan, am aflat parcursul ei, dar și am aflat mai multe secrete din domeniul Horeca. Noi ne revedem și la alte episoade de podcast BZI. Până atunci, nu uitați, atunci când faceți cumpărături în magazinul balcan.ro, aveți 10% reducere dacă folosiți codul BZI10. La revedere!